Oricine deține o informație că s-a comis o faptă care este de competența parchetului european, adică se dacă poate adresa orice cetățean a Republicii Moldova, dacă știe că cineva a comis o fraudă cu fonduri europene sau corupție în legătură cu un proiect european sau cu o diferită finanțare europeană, ca să dau un exemplu, sau o fraudă cu TVA, se poate adresa parchetului european. Fie direct la sediul nostru din Luxemburg, fie prin poștă, fie poate să trimită un e-mail în limba română, pentru că noi vorbim limba română, este una din limbile oficiale a Uniunii Europene, sau poate să trimită o astfel de sesizare la oricare din birourile noastre din România sau din alt stat membru. Deci oricine are această informație se poate adresa parchetului european. La fel și orice instituție din Republica Moldova. Dacă cineva care lucrează la administrația financiară are o astfel de informație, ne poate sesiza. Poliția ne poate sesiza. Orice procuror din Republica Moldova ne poate trimite o sesizare. Și atunci dumneavoastră, mai departe, contactați reprezentanții instituțiilor de drept din Moldova ca să lucrați împreună? În general lucrăm cu poliția și cu procuratura. Depinde de situații. În interiorul zonei EPPO, adică în interiorul acelei zone în care sunt statele participante la EPPO, lucrăm cu absolut toate instituțiile statului în funcție de dosarul pe care îl investigăm. Dar, spre exemplu, în Republica Moldova nu exclud că poate într-o zi o să lucrăm cu oficiul de combatere a spălării banilor. Orice instituție publică care poate să ajute în ancheta unui procuror sau care deține informații care sunt utile pentru procuror, noi o să contactăm cu siguranță. Am înțeles. Spuneți, am câteva întrebări, iarăși de precizare, legate de această colaborare și aceste investigații privind fraudele legate de fonduri europene. Ele vor viza fondurile care vin direct din partea Uniunii Europene sau și ale statelor membre ale Uniunii Europene? Orice finanțare care vine din bugetul Uniunii Europene, și acest lucru se poate face în diferite modalități, există diferite proiecte de finanțare în perioada preaderare. Există diferite împrumuturi, cum este de la Banca Europeană de Investiții. Da? Deci și acesta. Deci dacă o parte din aceste fonduri vor fi fraudate, atunci este competența parchetului european. Dacă, spre exemplu, România sau Germania, din bugetul lor național, finanțează diverse programe, această fraudă nu va atrage competența parchetului european. Deci noi investigăm doar acele fraude care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene, în principal bugetul Uniunii Europene. Am înțeles. Deci, dumneavoastră ați menționat și Banca Europeană pentru Investiții. Da. Tot este de competența investigațiilor pe care le efectuează parchetul european. Dar BERD-ul? Da, și această instituție, da. Okay. Orice este finanțare din bugetul Uniunii Europene, în cele din urmă este investigat de parchetul european sau orice infracțiune care poate aduce atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene, iar împrumuturile este una dintre aceste situații.